În plus, vă mai spun un lucru. Dumneavoastră n-ați votat proiectul. Da. Sau cei care l-ați considerat atunci. Dar primarii PNL l-au votat. Pentru că l-au considerat necesar pentru ca localitățile lor să aibă apă și canalizare. Aceste creșteri sunt determinate de modul haotic în care guvernul și Ministerul Economiei au gestionat această piață a energiei electrice. Doar atât. Restul este politică și cancană. Dacă nu ar fi avut loc această creștere a prețului energiei electrice pe care o resimt toți locuitorii acestei țări, nu am fi discutat în momentul de față acest proiect. Dacă va veni la Ministerul Energiei un ministru competent... De la PSD? Nu! Aveți și de la PNL câțiva miniștri competenți. Dar n-au venit la Brăila, domnul. Consider și nu-i cunoașteți. Așa este. Dacă la Ministerul Energiei va fi un ministru competent și va determina o plafonare sau o reducere a prețului energiei electrice, vom intra în Consiliul Local și vom reduce exact cu acel procent majorarea pe care astăzi suntem obligați să o votăm. Pentru că dacă nu se vor respecta condițiile, atunci cu siguranță se va pierde finanțarea de câteva sute de milioane de euro a acestor proiecte și sunt ferm convins că nimeni nu își dorește așa ceva.